Stimați telespectatori, avem deosebită onoare să avem alături de noi pe fratele Petru Fort, păstorul Bisericii Pentecostale Maranata. Unul dintre păstorii Bisericii Pentecostale Maranata din Oradea și pe fratele Ovidiu Pater, trimis de Biserica Pentecostală Maranata din Oradea, ca misionar împreună cu soția lui, Cornelia, în Namibia. Pentru început, am vrea să ne spuneți cum a început această lucrare de misiune în Namibia. Mă bucur că în această zi putem să vorbim despre ceea ce Dumnezeu a început să facă în viața noastră și prin viața noastră în lucrarea din Namibia. Ar fi foarte multe lucruri de spus, dar aș vrea să încep cu începutul. În anul 2009, Dumnezeu a îngăduit ca prin harul său să cunoaștem un frate scump, Sebastian Țățelău, care a venit în Oradea și l-am prezentat în câteva biserici, chiar am făcut niște întruniri. Și Sebi a fost foarte atins și în urma acestor experiențe l-a dorit să ne invite neapărat în Namibia. Într-adevăr, în perioada aceea cunoșteam foarte puține despre Namibia, am fost informat de el tot mai mult și mi-a spus despre necesitatea lucrării de acolo, despre dorința lui de a face un proiect creștin, social. Și în urma discuției cu Sebastian și în urma comunicării lui și în urma informării care ne-a dat-o el, ne-am dat seama că există o mare nevoie de ajutor și tot felul de lucruri în acest sens. Și ca și familie am hotărât să ajutăm această familie, pentru că în 2009 aveam firmă de construcție aici în Oradea și am hotărât să-i donez o grămadă de scule, pentru că mi-am închis în acea perioadă firma. Și în momentul când l-am trimis acolo în Namibia, unde era Sebi, l-a fost foarte atins de acest lucru și ne-a invitat și a insistat foarte mult să venim în Namibia, să vedem proiectul din Namibia. În 2009, cu soția, am venit în fața bisericii și frații din conducerea bisericii s-au rugat pentru noi și ne-au delegat, ne-au trimis ca să ducem vestea bună în această zonă, în Kalahari. Și, într-adevăr, pentru început ne-am dus pe o perioadă mai scurtă, dar ajungând acolo, văzând nevoile, văzând provocările, am, de la perioada aceea scurtă de câteva luni, Dumnezeu ne-a ajutat, am stat actualmente al treilea an și ne bucurăm de lucrul acesta. Pentru început, când am ajuns în Namibia, noi am zis că vom sta maxim un an de zile. Pentru că am văzut situațiile de acolo și nevoile și problemele și provele. În mintea noastră am încercat să ne structurăm aceste lucruri și am zis, măi, plecăm pe o perioadă scurtă. Într-adevăr, Sebi ne-a rugat și a insistat să rămânem acolo și să ajutăm proiectul. Și am rămas și ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a înfăit și ne-a ajutat ca să putem să continuăm lucrurile pe care împreună cu Sebi le-am început acolo. Ar fi multe lucruri frumoase de spus, multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut acolo prin ajutorul Sebi și prin implicarea pe care a făcut-o el acolo, prin oamenii pe care i-a dus, prin oamenii care au ajutat proiectul în perioada aceea, în 2009 și la început, în 2010. Sunt multe lucruri extraordinare pe care cred că și Dumnezeu le-a consemnat în împărăția Lui, care s-au făcut prin aportul și prin colaborarea acestor oameni care au ajutat ca lucrarea din Kalahari să demareze. Vorbesc despre faptul că la început, când am plecat acolo, s-a plecat într-o zonă unde era o zonă declarată pustiu, declarată deșert. Kalahari este o zonă semideșertică în care sunt foarte multe tufișuri, se spune bush, un fel de
tufe cu țepi foarte mulți. În început, când am ajuns acolo, a trebuit să defrișăm o porțiune de teren unde să începem să ne stabilim ca și bază de misiune. Într-adevăr, primele luni au fost foarte greu, n-am avut absolut nimic, nici apă, nici curent, nici semnal, nici drumuri, nici acces. Dar întotdeauna când există înțelegere și colaborare și lucrurile merg foarte bine, întotdeauna Dumnezeu face ca lucrurile să meargă înainte. Ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a ajutat într-o perioadă destul de scurtă să putem să punem bazele anumitor lucruri care s-au făcut acolo. În 2009 s-a început să se facă, să se defrișeze, cum spuneam, s-au montat corturi acolo, am început să ne facem ceva toalete și niște dușuri, apoi încet s-a demarat partea cu două clădiri de școală, unde urmau să frecventeze copiii școala. Într-adevăr, mulțumim și pe această cale tuturor celor care s-au implicat. Avem foarte mulți prieteni care au venit acolo și au dăruit din timpul lor, și au dăruit din banii lor și au venit acolo să facă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu este acela care știe să răsplătească și dacă noi ca și oameni nu știm și nu putem, știu că vine vremea când Dumnezeu îi va răsplăti. Ar fi multe lucruri de spus aici, multe lucruri frumoase, multe experiențe pe care Dumnezeu ne le-a dat alături de tinerii care au fost acolo și doresc ca Domnul să îi binecuvânteze în continuare. Într-adevăr, lucrurile la început au mers puțin mai greu, dar Dumnezeu ne-a ajutat ca încet, încet să învățăm, să ne dezvoltăm și astăzi, într-adevăr, pot să spun că lucrarea s-a demarat într-un mod deosebit. Acum revenim la Biserica Maranata, care v-a trimis acolo. Cum v-a pus Domnul pe inimă să îl trimiteți pe fratele Ovidiu acolo în misiune și care a fost viziunea Bisericii din partea Domnului pentru această lucrare și să înțelege lucrurile și din perspectiva Bisericii? E personal pentru mine plecarea fratelui Ovidiu, pater și a familiei lui din Sfântul Bisericii, în care tocmai venise în Biserica Maranata, a fost o surpriză pe cât de surprinzătoare, pe atât de plăcută în același timp. Ca un întâmplător Bisericii Maranata, care fac parte dintr-o generație a celor mai mulți din cei care compun bisericile Domnului din țară, din partea asta de țară frumoasă, Banat, Crișana, generație de tânări care la rândul nostru, întorcându-ne la Domnul în timpul tinereții noastre, în timpul fecioriei noastre, făceam și noi misiuni. Misiuni care erau posibile la vremea respectivă. Prin satele și cătunele județului nostru și nu întâmplător astăzi ca membru și păstor în comunitatea bisericilor pentecostale de Oradea, mă bucur și mă mândresc în același timp peste 200 și aproximativ 70 de biserici pentecostale numai în județul Bihor. E o binecuvântare și un har din partea Domnului și asta datorită faptului că la vremea respectivă cei din generația mea, când se spunea nu misiuni, noi făceam misiuni. Cu toate riscurile de rigoare, tot ce puteam face la vremea respectivă, cu toate opririle care, fie din partea societății în care trăiam, autoritățile de vreme respectivă, fie din partea conducerii noastre, care la vremea respectivă aveau și ei pe lângă noi să suporte consecințele rebeliunii noastre a tinerilor care ne pășească misiunea. Nu puteam să stăm locului, să stăm acasă. Când fratele Ovidiu a venit cu exprimarea lui în fața bisericii că vrea să plece pentru o perioadă de timp în Namibia, sigur, cunoșteam Namibia de geografie. Aveam o imagine despre imensele terenuri pline de deșert din Namibia. Știam că e o țară vastă, o țară mare, locuitori puțini,
Sigur că am rămas uimit de îndrăzneala lui să se ducă acolo și nu singur cu nevasta și cu doi copii. Ce-o fi făcând el în Namibia? E sigur că după întoarcerea lui din Namibia, noi ca biserica înainte ca să plece, l-am încredințat în mâna Domnului, ne-am rugat Domnului. Am făcut ce am putut și financiar pentru el ca să aibă cele de trebuință pe, în timpul călătoriei lor. Dar nu ne-am putut imagina că în scurt timp după plecarea lui, la prima revenire acasă, să ne aducă vești bune de pe câmpul de misiune din Namibia. Am rămas tăcut surprins de mărturiile lui, prin vorbe, prin imagini video, văzând cum Domnul a început și cum Domnul i-a folosit prin toate mijloacele la îndemână pe care le aveau acolo în acea zonă, să ducă și vestea bună a Evangheliei, să ducă o înfărâmă de civilizație celor din triburile boșmanilor și în ultimul rând le-a pus Domnul în minte și pe inimă și gândul acesta ca, dacă e cu putință, să vestească oamenilor calea pocăinței, să le ducă pe Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul Lumii și Mântuitorul lor, a boșmanilor. A fost o provocare pentru noi. Personal și împreună cu Biserica Maranatha, o biserică binecuvântată de Domnul, cu oameni deosebiți, cu oameni cu o inimă deosebit de aleasă, în împrejurare în care noi înșine eram proaspăt mutați într-un nou local de închinare, venind dintr-un fost cămin cultural care, prin abilitățile autorităților după 89, ne-a fost repartizat. Alt șantier pe care l-avem alăturat lângă biserica noastră, construind în construcție o cantină socială, am zis noi, pentru moment, suntem în construcție, avem o tabără de tineret la Dumbrăvița de Codru și cu toate acestea biserica noastră a simțit și a fost alături de familia Pater prin toate mijloacele. Ne-am rugat și ne rugăm în continuare Domnului pentru ei și credem că Dumnezeu până aici ne-a ascultat, Dumnezeu i-a păzit, i-a binecuvântat cu sănătate, le-a dat izbândă în lucrurile pe care le-au început acolo și credem că Dumnezeu va aduce și ziua în care să ne putem bucura de rodul muncilor în Namibia. Am dorit pe această cale să facem un apel tuturor acelora care privesc această emisiune, tuturor acelor care doresc și așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos să ridice pe cei aleși ai Lui în gloria și slava Lui eternă, potrivit promisiunilor Lui, însă aceste promisiuni pe care Domnul le-a făcut că ne va lua, se va întoarce și ne va lua, ducându-ne la locul pe care El ne l-a pregătit, depind în mare parte de felul cum noi, ca biserici locale, oriunde ar fi noi, ca și bun creștin, cum ne place să ne numim noi românii, răspundem nevoilor de a se duce vestea Evangheliei tuturor celor nemântuiți. Pentru că Domnul Iisus a spus, nu voi veni până când vântul Evangheliei va fi vestit până la marginea pământului. Credem noi ca biserică Maranatha, fără ca să ne rugăm merite deosebite, umilele noastre păreri, umilele noastre mijloace de rugăciune, de ajutor financiar, că facem tot ce depinde de noi să contribuim la gravnică răspândirea Cuvântului Lui Dumnezeu până lumea întreagă, pentru că de aceasta depinde apropierea sau depărtarea zilei venirii Domnului nostru ca să se ducă în gloria și slava Lui eternă. Fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă pună pe inimă ca să facem tot ce depinde de noi cu puținul nostru, să contribuim la vestirea Evangheliei prin toate mijloacele până la marginea Pământului. Vă mulțumim frumos, Domnul să vă binecuvânteze și, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. Vom continua și vom încerca să înțelegem în ce constă această misiune din Namibia, o misiune românească în Namibia și cum s-a realizat acest lucru.